am început și cu el cred că terminăm. Dar credeți că mai rezistă? Dacă ne mai găsim piese, mai rezistă. Câte ani are acest tractor pe care... Peste 25 de ani. Și cât credeți că o mai duce? Dacă îl îngrijim, mai duce încă vreo 10 ani. Asta are peste 30 de ani, cred că, vechime. L-ați tot reparat? Da, reparații. Chiar în 2006 am făcut o reparație capitală. Ăsta se poate folosi la toate lucrările agricole. Arat, sămănat, prășit, cosit cu el. Ce să-ți mai vă spun eu dumneavoastră? Cam toate lucrările astea se făcea Iască Universal 650. Vă spun, îl puteai folosi. Puteai să lărcezi roțile, puteai să le aduni. Despre U650 se spunea că este prietenul cel mai apropiat al agricultorului român. Însă mecanizatorii spun că ar fi vrut ca tractorul cu care își hrăneau familia să fie ceva mai apropiat de ei. Este un tractor foarte bun, dar... Cabinele nu sunt aclimatizate ca lumea, deci mai performante așa. Zgomot, vara e prea cald, iarna e prea frig. O suspensie, trebuia la el un scaun mai bun. Astea sunt cam probleme, dar în rest, ca tractoare, ca forță, foarte, foarte bune. Ce v-ar fi plăcut mai mult și mai mult să aibă tractorul în cabin? Să nu mai aibă zgomotul ăsta mare, ca să fie... O căldură, să aibă căldură iarna constantă, ca să poți să stai nu cu vara, cum a zis și colegul, vara cald, iarna frigă, mai pune laterale, nu. Era mai bine dacă se putea face pe ele motor în șase.